Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi îl vom cunoaște pe medicul cardiolog Radu Căpâlnean. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc. Să știți că am așteptat cu nerăbdare interviul să vă descos în probleme de ale inimii. Vreau să încep cu curiozitate. Iubim cu mintea sau cu inima? Eu cred că cu inima. Doar cu inima? Nu. Cu logica și cu inima. Deci sunt amândouă, de fapt, implicate. Și știți cum se spune, bărbații au inimă sau nu au inimă până la urmă? Și bărbații și femeile și copiii, toată lumea are inimă. O inimă mai bună sau mai puțin bună? Dumneavoastră luați decizii cu inima sau cu mintea? Nu, aici se ia cu mintea, sigur. Și inima n-a jucat niciodată vreun rol? Are un rol ca sentiment, dar în logica medicală, nu. Nu știu dacă paralela e bună, dar seamănă cu justiția. Nu poți să faci un lucru corect sau să nu greșești dacă ești sub influențe sentimentale, să zicem, sau de alt ordin. Dar deciziile personale le cântăriți mult sau vă urmați și sentimentele? Vorbiți de viața personală? Da. În general le cântăresc mult, da. E, aici intervine partea sentimentală. E și firesc, de altfel. Spuneți-mi, cum ați ajuns dumneavoastră medic? Ce v-a dus spre medicină? E o poveste, poate interesantă. O întâmplare. Deci din pură întâmplare? Am ajuns prin întâmplare, da. Deci în familie nu exista tradiție medicală. Doar o frate a mamei fusese medic pediatru, perioada interbelică. Nu știu dacă știți, pe vremea mea, în liceu, la un moment dat, se opta între uman și real. Respectiv, realul era cu științe exacte, da. Matematică. Și lumea trăgea, în general, spre real. Da, pentru că era politica, politehnică, inginerie, etc. Mie nu prea plăcea nici matematica, nici fizica. Și ca să le dau un motiv părinților că optez pentru uman, am spus că vreau să dau la medicină. Pentru că asta era filiera obișnuită. Și am ajuns în clasa 12 și la un moment dat mă întreabă tata, dom'le, ce faci? Nu te pregătești pentru... Și atunci mi-am dat seama că e o problemă. Și dar nu v-ați pregătit deloc până atunci? Nu, eu mă pregăteam să dau la filozofie, dacă vă puteți imagina. Da. Și eu zis, mă, fi serios cu filozofia, o să mor de foame, nu știu ce, hai, dă la medicină. Nu am avut ce face și m-am apucat să învăț, dar târziu. Fără meditație? Fără meditație. Dar târziu și din motivul ăsta nici n-am reușit la admitere. La vremea aia te lua în armată imediat și eu trebuie să dau admitere la o școală sanitară, să stau un an de zile și să învăț din nou, de data asta cu meditație. Și când i-am spus, tati, zic, uite, m-am hotărât să încerc încă o dată și ceva. Se pare că nu-i de tine, fă tu filozofie, deci a fost așa o fel de... Dar cu ce notați? Nu mai știu cât era. Erau notele de intrare la medicină, la vreme, erau toate peste 8 ultimele medii. Deci era bătălie mare, nu ca astăzi. Astăzi se intră și cu 5-6. Da, se intră cu note mai mici. Bine, nu, asta e o altă discuție. Da. Dacă e bine sau nu să fie examen de admitere. Pot să vă dau un detaliu. Promoțiile americane din medicină, care au dat nume cu premiul Nobel, au fost cele din anii de după război, când nu se dădea admitere. Se făcea înscriere și se triau pe parcurs. Și chestia cu admiterea rămâne o semn de întrebare dacă e un criteriu de departajare. Dar ca să vă închei răspunsul,
Cu alte cuvinte, am ajuns în partea medicală, să zic, oarecum ambiționat de tata, care a fost dezamăgit că n-am reușit prima dată. Și ați vrut să-i dovediți că totuși puteți. Da, da, m-am ambiționat, da. Și ați intrat a doua oară. Da, sigur, sigur, sigur. Și nici nu m-a atras teribil în primii doi ani, pentru că e searbă de medicina asta în primii ani. Nu te poate atrage. De ce oare? Adică nu sunt multe noțiuni interesante despre corpul uman. O să se supere, poate, unii dascăli care predau în anii de început, dar e o toceală teribilă cu anatomia, cu... în fine. Dar cum a fost când v-ați dus prima dată la morgă? Testul pentru fiecare student la medicină? Nu m-a impresionat grozav. Nu. Sigur că era ceva inedit, dar nu... Ați rezistat eroic? Da, sigur, nu a leșinat nimeni, nu a fost probleme. Însă după aceea, în anul 3, când s-a intrat în clinică, atunci a început să-mi placă. A fost un moment anume, o zi specială? Da, am avut și un dascăl, profesorul Boloșiu, Horațiu Boloșiu, cred că ați auzit de dânsul, un nume mare în reumatologia românească. La vremea aceea era asistent și avea un dar didactic teribil și a început să-mi placă. Noi am făcut semiologie. Semiologia, dacă vreți, în traducere așa, e abecedarul clinic. Noțiunile de bază, să zicem. Avea și metode interactive sau mai noi? În primul rând că era aspru, se punea la treabă, avea un mod extrem de clar de a-ți explica lucrurile și a răspunde la întrebări. Avea un stil interactiv, într-adevăr, și clinic. Adică, asistând la cursurile lui și ulterior, intern fiind, m-am redus la cursurile lui, mi-am dat seama că așa mi-aș fi dorit să fie cursul, pentru că din sute timp ajunsese profesor, în fine. Erau niște cursuri clinice foarte frumoase și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci a început, de fapt, dacă se poate spune, pasiunea profesională, cam de prin anul 3-4, cam așa. L-ați menționat și pe tatăl dumneavoastră. Mă gândesc că după aceea a fost mândru de reușitele dumneavoastră. Care a fost relația cu el de-a lungul vieții? Relația mai apropiată a fost după ce am terminat liceul și în facultate. El, de-aia vă spuneam că nu aveam tradiție medicală în familie. Lucra în domeniul bancar. Era un om ocupat. Ar fi vrut să o facă și pe dumneavoastră banchier? Nu. Nu? Nu. Probleme de felul ăsta nu s-au pus. Însă, sigur că mă sfătuia să fac o meserie din care să pot supraviețui. Erau vremurile comuniste, nu? Era jucărie. Da. Și de-aia s-a și exprimat așa vis-a-vis cu filozofie. Zice, poți să faci filozofie, să citești Kant, Feuerbach, poți să faci ce vrei, dar nu-ți fă din asta o meserie, pentru că îți denorocești familia. Și avea dreptate. Nu v-ați gândit să faceți în paralel filozofia ca hobby? Nu. N-ați regretat că ați renunțat la misiunea asta? Nu, dimpotrivă. Îi mulțumesc acum tatălui meu pentru felul în care m-a ambiționat, da. Mai trăiește tatăl meu? Nu. Ambii părinți au murit de mult. Mai aveți frați, surori? Mai am o soră care locuiește în Iași. Ea e din domeniul artistic, a fost balerină la stradă. Sigur că e pensionară la vârsta asta. Și locuiește la Iași, a moștenit acolo ceva din partea tatălui ei. Nu este frați de mamă. Și dumneavoastră n-ați părăsit niciodată Clujul, orașul natal. Sunteți foarte legat? Da, pot să spun că sunt legat, apropo de reînvierea Croco, da? din Piața Păcină, cofetărie clasică pentru studenție. Și era cofetăria în care da, acolo era, multe zile? Acolo erau ședințele studențești, da. Da. Însă și, cum să vă spun, viața m-a făcut să rămân, pentru că la vremea în care terminasem facultatea, nu puteai să rămâi unde vrei. S-a potrivit. Era un sistem de internat, îi spunea, după facultate, dădea un examen și făcea o specializare. Atunci am rămas în Cluj. După care trebuia să merg la țară, că așa era regula, să mergi medic de dispensar.
Și a fost o oportunitate, un examen de intrare în UMF, în universitate, ca asistent. Îl cunoscusem în stagiile pe care le-am făcut pe profesorul Ioan Zăgreanu, un nume de marcă a cardiologiei românești. Și de la el am, să zic, m-am molipsit cu microbul cardiologiei. Deci în primii ani unde ați practicat medicină? Deci la cei 3 ani de internat, nu, tot în Cluj, se făceau pe stagii rotative pe la toate specialitățile, să înveți din fiecare cât mai bine, având de bază însă medicina internă. Și dânsul era la vremea respectivă profesor la, așa zicea pe vremea aia, Spitalul Clujan, actualul Spital Municipal. Și am dat examen și am reușit ca asistent și am învățat cardiologia clinică de la el, de fapt. De ulterior au fost alte valuri prin Cluj, s-a făcut institutul, în fine. Mi-a spus de cofetăria tinereții dumneavoastră. Da, așa ziceam. Ce alte locuri preferate mai aveați în Cluj? Poate nu sună bine, dar în clipa în care intri în branșa asta medicală, cam puțin timp îți rămâne să practici alte distracții. Sigur că da, rămâneau vacanțele, rămânea tenisul, rămânea bridge-ul, că pe vremea aia, până la urmă, Ceaușescu ne-a lăsat să jucăm și bridge. Ați jucat bridge? Da. Un sport care s-a cam pierdut astăzi. Nu s-a pierdut. E mai discret. Adică nu e chiar așa la modă, da, e mai discret. Evident. Dar la un moment dat, Elena Ceaușescu a interzis bridge-ul în România, pentru că Valentin, mi se pare, unul din băieților, era mare amator de bridge și se încingeau partide, se perdeau nopți, în fine. Și s-a supărat madame și i-a dat un ucaz de ăsta și nu s-a mai jucat bridge în România câțiva ani buni. După aia s-a reluat, da. Și cine erau partenerii dumneavoastră de bridge? Colegi de facultate? Nu, puțin colegi de facultate au avut. Nu, oameni pe care i-am cunoscut la clubul de bridge. Clubul de bridge pe vremea aia era unde e acum pizzeria Napoli Centrale. Dacă ați fost vreodată într-un demisol acolo, acolo era clubul de bridge. Era, de fapt, clubul CFR-ului, în fine. Da. Aveați obiceiul să mai lipsiți de la cursuri, să chiuliți? Da, bineînțeles, ca orice student, da. Și unde mergeați atunci? Păi la filme, la croco, exact cum v-ați spus, la o bere. Cu o fată la cofetărie? Da, sigur că da. Era o viață normală, nu? Însă, nu bine, puteai. Dar studenții de la medicină... Nu poți să-ți permiți să lipsești prea mult, pentru că nu se poate face facultate altfel. Dar mai chiuleam și noi, normal, sigur. Dar studenții de la medicină, ce relații în firipa cu colegele sau de la alte facultăți? Era rivalitate așa între facultăți? Nu. De exemplu, o mare parte, că așa m-am ales și eu cu soția mea, era o mare fan, să zic așa, de filologie, da? Fetele frumoase erau la filologie. Așa era pe vremea aia. Și băieții frumoși și deștepți la medicină? Păi nu știu, erau frumoși de deștepți, da, într-o caz. Bine, eu am cunoscut-o pe soția mea înainte să dea admiterea la filologie, așa că nu pot fi suspectat de chestia asta. Dar cum ați cunoscut? O să vă spun și asta. Din clasa a 9-a sau nu mai știu când, în liceu, s-a făcut de mixtare. Deci erau clase eminamente de băieți și clase eminamente de fete. Eu am terminat la liceu Bariți, care era de băieți. Și în paranteză, fie spus, da? Un lucru bun ăsta? Nu, niciun caz. Nu. Nu e o aiureală. De ce să faci chestia asta? E ceva artificial. Nu e normal. Așa. Și când am ajuns la sfârșitul celor 12 clase, nu? Ca în anii care trecuseră și când nu era de mixtare, să facem banchet. Bine, cu ce banchet să faci? Băieți. Cu cine? Băieții doar? Băieți cu băieți, da. Și atunci am luat legătura cu liceul de fete, care era liceul George Coșbuc, care era eminamente de fete, da? Și atunci am făcut un banchet comun. Și atunci am cunoscut-o pe soția mea, la banchetul ăla. Dar ce v-a atras atenția? Cum păi frumusețea ei, cum adică, sigur. Ce să vă atrag atenția? Poveștile astea cu implicare sufletească și cu tot felul de meandre apar după ce te cunoști. Oricând te cunoști, te atrage ceva exterior, că doar nu te atrage profilul moral. Da, te atrage ceva, un element fizic. Absolut, sigur.
după aia descoperi ce ai de descoperit. Și așa ne-am cunoscut la banchet. Și ulterior a dat admitere și a făcut filologia engleză. Da. Dar ați păstrat, deci de atunci ați fost într-o relație și ați păstrat relația de lungul facultății. După cât timp ați căsătorit? Eram în anul 3 de facultate. Eram în anul 3 de facultate. Cam repede. Da, credeți? Nu știu, nu regret. În niciun caz nu regret. Mai ales că atunci s-a născut și fiica noastră la un an după căsătorie. Deci, până la urmă e și bine. Dar mulți erau sceptici. Cu privire la căsătorii? Sigur, la aceste căsătorii care se fac. Acum, dacă s-o să mă gândesc, mi-e cam rușine, drept să vă spun că vorba aia ne țineau părinții. Pe ce căsătorie? Că doar eram studenți amândoi, nu? Dar acum se întâmplă ca părinții să țină și până la 30 ceva de ani și... lucrurile s-au mai schimbat, dar la vremea aceea era ceva mai neobișnuit. Nu mi-am dat seama de ridicolul situației, sau o fine. Acum, da. Ar fi trebuit să așteptăm să terminăm, să fim oameni cu meserie și cu venit și atunci, da. Dar părinții nu s-au opus? Tata nu prea a chesat la chestia asta. După aia s-au felicitat că... La cucerii nepoțica, mă gândesc. Cum se întâmplă. Și soția mea și nepoțica, da. Deci, el era mai sceptic, exact pe considerentele care vi le-am spus. Da. Da, tată cu bine, să zic așa. Cum o cheamă pe fiica dumneavoastră? Corina. Și cine a ales numele? Soția mea. Ea. Nici acum nu știe cum de eu trecut prin cap, dar că am mai întrebat-o de câteva ori. Dar atunci, cu ocazia, noi nu ne-am gândit chestii de astea, n-am făcut cu o facă astăzi. Apropo de ecograful care e aici în spate, vin pacienți care, mă rog, soțiile sărcinate. Da. Și vreau să le fac ecografie cu sarcina, da? Așa? Și să-și înregistreze pe videocasetă sau pe CD, ca să aibă copilul de când era în burta mamei și până... Sunt chestii de astea care la vremea aceea nu erau. Dar dacă ar fi fost metoda atunci, ați vrut să aveți o amintire asta? Nu, astfel de ciudățenie n-am avut niciodată. Nu, dar vă spuneam că nu n-am stat să ne gândim ce nume, ce numele i-l-o dat ea. Da. Și cum a fost după aceea viața? Curs pur și simplu, adică ați rămas în Cluj, ați practicat aici medicina. Da. N-ați avut șansa să mergeți și în afară? Au fost câteva ocazii și înainte de 89. Dar vă spun sincer că nu m-au tentat. În ce țară ați fi putut pleca înainte de 89? În Statele Unite, da. Bine, era și o chestie religioasă la mijloc, în fine, care... Nu. Dacă ne spuneți doar câteva detalii... Adică era o sectă religioasă care propusese să... Pe vremea aia era o problemă să ieși din țară, nu? Da. Și care garanta... Adică dacă ar fi vrut familia, să aderați la grupul lor și să vă ducă ei. Da, sigur, da. Și ați refuzat din prima? Da, dar nu neapărat pe considerele religioase, dar nu mă atrăgea plecatul. Nu era visul american atunci la modă, nu se vorbea de America? Nu, pentru mine cel puțin, nu. Și ați refuzat din prima? Nu, problema religioasă era. Nu mă atrăgea plecarea în sine. Făcea impresia că sunt perspective și s-a devenit de altfel. Bine, nimeni nu visa atunci la așa zisa revoluție din 89. Dar v-ați gândit că sunt și în Cluj șanse să profesați? Da, categoric. Totuși, Clujul era un centru universitar, era o clinică cu tradiție, deci puteai să faci meserie. Evident, nu la nivelul occidental, asta e adevărat. Însă, ulterior, lucrurile au evoluat bine și mai ales când s-a făcut și Institutul de Cardiologie din Cluj, primul institut de altfel din țară. După aceea s-a făcut institutul și la Funden, de exemplu, la București. Șansa de a avea un om cu viziune, care a fost profesorul Stăncioiu. Numele institutului e parte de numele lui, nu? Și care a inițiat și s-a luptat la vremea respectivă pentru înființarea acestui institut. Și de aici încolo lucrurile au mers. Am avut relații cu americanii, da, de altă factură. În sensul de schimb de experiență, da, colaborare. Da, un grant american și am avut 4 ani de schimb de experiență. Chirurgii noștri, cardiologii, asistente, au mers în state și au lucrat acolo și au venit înapoi. Dumneavoastră ați călătorit în state?
Acum să nu, sigur, da. Și ce impresie ați avut când ați pus și pe terenul american? E altă lume. E asta altă spune toată lumea. Da, e altă lume, însă mie personal nu mi-a plăcut. Vă dau un exemplu, stilul ăla de a da toată ziua, bună ziua, how are you, I'm fine, și cu gura până la urechi, m-ar scoate din minț. Deci e o artificialitate pe care eu nu o ghid, dar asta e o problemă personală. Din punct de vedere medical, e vârful de performanță. Și integrarea e ușoară dacă mergi ca medic specialist? Da, te sigur, respectă? Da, sigur, da. Se spovești. Nici în Europa nu există discriminări de felul ăsta. Dacă ești român. Dacă ești român și ești bun, e ok. Nu e nicio problemă. Problema este că te poți adapta la cultura și la felul de viață din țara care mergi. Asta nu e un lucru ușor, mai ales dacă pleci adult. Și mai ales dacă n-ai pe nimeni. Sigur că da. Genul ăsta de prietenie românească, de tip balcanic, nu prea există. De la Budapesta încolo. Nu prea există. Există relații amicale, vizite, mai mult sau mai puțin de curtoazie, dar cam atât. Care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o luați în carieră până acum? Cea mai grea decizie a fost să concurez la postul de profesor. E o poveste, n-are rost să... Am puțin, dacă ne dezvoluiți, m-ați făcut curioasă. Adică erau niște rivalități în Cluj. Eu n-am făcut politică niciodată, nu eram înscris în niciun partid, nici înainte și nici acum. Și era o agresiune destul de puternică pentru postul de institut, care... Eu eram la vremea respectivă directorul institutului, care o funcție administrativă. Da. Dar trebuia validată și partea universitară. Și atunci n-aveam altă șansă decât să scot prin transformare postul meu de conferențiar. Ce înseamnă asta? Că dacă venea cineva și câștiga concursul, eu trebuia să plec. Deci nu era un post vacant. Înțeles. Pe care să concurez și dacă nu reușesc să rămân conferențiar, ce trebuia să plec. Aia a fost o hotărâre destul de greu de luat, pentru că nu aveam nici sprijin de niciun fel, să zic așa. V-ați dorit mult să deveniți profesor? Nu neapărat, dar ca să poți conduce și să poți face treabă, trebuia să îndeplinești și criteriile universitare. Nu puteai să conduci clinica ca și conferențiar până la adânci bătrânețe. Deci trebuia să avansezi în Și în cât timp ați luat decizia? Au fost câteva nopți bune, o perioadă. Nopți albe? Da, da. Ceva procese de conștiință după? Nu, dar m-am gândit, acum nu sună bine, dar până la urmă, înainte de bridge, mai jucasem și poker pe vremea studenției. Și am zis, domnule, ca la poker. Asta dacă e. Ați tras o mână bună, dacă... Asta e, să vedem ce este, pentru că nu era drum de întors, adică ori acceptam să vină niște persoane care erau neavenite și care plecaseră din institut cu ani de zile și acum vreau să vină la masa pusă și aș fi avut o viață grea în institut. Ori concuram cu ei și dacă câștigam era bine și dacă nu, asta e. Și am câștigat. Ați regretat vreodată decizia? Nu. Nu era soluția cea mai bună. Cum gestionați dumneavoastră stresul? Nu știu, e un mod analitic așa de a... Mai ales că aveți o viață activă. Chestia cu gestionarea stresului, nu știu, nu mi se pare că e o problemă conștientă. Adică te apuci să-ți faci tu ordine în stresul din jurul tău și să încerci... Nu știu, dar aveți vreo metodă de relaxare sau... Nu. Simțiți că sunteți prea copleșit, faceți ceva anume? Păi ce poți să faci decât să te odihnești, să mergi la munte, am o cabană la Beli și mă mai retrag acolo? Mai joc bridge și acum, dar pe internet, că n-am timp de turnee și de povești astea cum era pe vremuri. V-ați mutat în online, dar se vede diferența, nu? Păi dacă joci comparativ, să zicem, joci la 1000 de mese comparativ, deci te compari cu 1000 de persoane. E o competiție interesantă. Lumea crede că bridge e un joc de cărți, unde dacă ai noroc câștigi, nici vorbă. E o criteriu numai de comparație, indiferent dacă câștigi sau pierzi la masă, te compari cu cei care câștigă sau care pierd la încă 1000 de mese. Alte jocuri vă pasionează din astea de societate? Șah?
Am jucat șah și jucam destul de bine, cu pensionarii în parc. Mai ales când dădeam examene grele, cum a fost examenul de specialist sau de primar sau nu știu ce. Seara mergeam și jucam șah cu pensionarii lângă. La vremea aia locuiam în cartierul Gheorgheni și era multă verdeață, în fine. Și pierdeam serile pe acolo, ne mai relaxam. Mai mult câștigați sau pierdeați? A, nu era o problemă. Mai și câștigi, mai pierzi. Important era că socializai și te detașai de cărți și de reviste și de... Da. Dar care era distracția preferată în tinerețe? Da, n-am avut un hobby special în afară de cele care vi le-am spus. Am încercat și am jucat o vreme tenis, după aia n-am mai putut din cauza spatelui, în fine. Probleme cu spatele? Da, deci o chestie legată locomotorie, să zic așa. Am mai făcut și schi, dar slăbut și, cum vă spuneam, am jucat turnee și am fost și la turnee de bridge, prin străinătate, prin Italia, prin Sicilia, în fine. Cred că e foarte interesant. Aveți vreo poveste de acolo pe care mi-o puteți împărtăși? Da, apropo de oamenii din străinătate. Am mers patru, e o echipă așa de... Și am mers cu mașina mea până în Sicilia. Și erau prin anii, nu știu, 93-94, nu prea aveam bani. Și la un moment dat am rămas fără bani în Sicilia acolo. Și atunci am dat niște telefoane la niște prieteni din Occident. Eu cam închis telefonul. Asta apropo de... Și cum ați descoperit ce se... Până la urmă, unul a fost cum se cade și ne-a ajutat. Și ne-a trimis bani și am ieșit din impas și am ajuns cu mine acasă. Dar prin ce v-a trimis bani? Cum? Eu făcut transfer. Ne-a trimis bani acolo, în Sicilia, sigur. Și am reușit, dar... A fost o experiență extrem de neplăcută să vorbești cu niște amici cu care ai copilărit sau ai fost colegi de liceu sau... Și să nu-ți dea o mână de ajutor, că era o problemă de... doar de revanșa ulterior. Aia nu mi-a plăcut. Mai aveți în cercul de prieteni amici din copilărie? Prieteni din copilărie? Da, cum să nu? Sigur că da. Și din liceu, la fel. Însă, meseria, din păcate, te deturnează prieteniile, cu adevărat să zicem, care dăinuiești și astăzi, sunt tot cu colegi medici. Cu care am avut colegi de facultate. Însă nu de liceu. Cel mai bun prieten al dumneavoastră e tot medic? N-am prietenul cel mai bun, am mai mulți prieteni buni. Da, sunt medici, da. Da, sunt medici. Unul e chirurg-oncolog și unul e diabetolog. Cu care am petrecut multe clipe plăcute și sper să mai plece. Mi-ați povestit de hobby-uri. Aveți și vreun hobby comun cu soția? Politica, mai nou. Politică. Am înnebunit discuțiile despre politică. Am înnebunit cu toții cu politica asta. Nu, în general ne potrivim la gustul și în special la partea turistică. Deci, cred că cel mai bine ne simțim când mergem în excursie, în străinătate. Am și călătorit mult. Asta îi spuneam și fiicei mele, zic, mai dacă merită să... Îți sacrifici oricum o perioadă de viață ca să ajungi cineva, ai reversul. În sensul că dacă n-aș fi făcut ce am făcut din punct de vedere profesional, n-aș fi văzut lumea întreagă. N-ați avut șansa să călătoriți atâta? Nici vor. Nu. Practic să mergi la congrese pe toate continentele, nu. Și v-ați dus soția de fiecare dată la congrese? Nu. Au fost situații în care se permitea lucrul ăsta. Am înțeles. Da. Nu erau ieftine, că pentru soție trebuia să cumpere bile de avion, în fine. Da, s-au potrivit unele deplasări comune și a fost ok. Țara preferată? Olanda. De ce? Acolo trăiește fiica mea. Mă așteptam să ziceți că e țara lalelelor sau ceva... Poveste. Eu am fost în Olanda. Eu am îndrăgostit de țara asta înainte să ajungă fiica mea acolo. A fost o întâmplare. Cum așa? M-am dus cu un pacient care era, la vremea respectivă, nu se opera în Cluj, pe inima. Era un caz foarte greu. Era un caz greu, dar el era olandez, stabilit în Cluj.
pe care l-am consultat, i-am spus că trebuie operați și că e operație dificilă și a zis ok, hai să mergem în Olanda. Și m-a rugat să mă duc cu el pentru că era frică și de drum și de... era într-o stare destul de gravă. Și a putut fi transportat cu avionul sau cu ce? Nu, am mers cu mașina. Și am mers acolo în Olanda, am stat de vorbă cu cardiologii de acolo, lor internat, lor operat și totul s-a încheiat cu bine. Și atunci am fost prima dată în Olanda. Ulterior am mai fost la congrese, la Amsterdam. Atunci a stat în sala de operație, să vedeți. În sala de operație, nu. În sala de coronarografie, în fine. Analizele preliminare intervenției. Și atunci mi-a plăcut foarte mult Olanda. Și după aia, ce să vă mai spun, clipa care... Păi ce v-a plăcut cel mai mult? Oamenii, nu știu, mâncarea, fica, peisajele... Tot. Îmi făcea impresia unei societăți perfecte. Surpriza de a reveni la discuția inițială, surpriza e din ceea ce îmi povestește fica mea. Așa? Care e greu să se adapteze la mentalitatea olandezilor. Totul e teribil de bine pus la punct. Dar relația interumană e dificilă ca imigrant în prima generație. Nu te acceptă. Nu că nu te acceptă, n-ai lucruri comune. E un mod... cum să vă spun? Dar pentru tineri nu e mai ușor să se adapteze? La ce vârstă a plecat fiica dumneavoastră? Aia era medică, nu a plecat. E medic specialist, deci avea vreo spre 30 de ani. 20 ceva de ani. Ați trimis-o dumneavoastră acolo sau au vrut? Nu, a ales nu, nu. Ea a vrut să meargă. La vremea respectivă îi făcea curte un olandez și ăsta a fost și motivul. Însă după aceea, cu chirurgia care au făcut-o aici, acolo nu a mers și a trebuit să se reprofileze. Dar povestea de dragoste a fost cu final fericit. Finalul e foarte interesant, că au făcut până la urmă rezidenția de psihiatrie și acum ceea ce se cheamă pe la televizor forensic psihiatric. Deci a venit psihiatrie medico-legală, da? Și s-a specializat pe chestia asta criminalistică, în fine, și e lucru care o pasionează. I-a făcut și chirurgie înainte. Însă nivelul de chirurgie pe care îl învăța în România era departe de nivelul de acolo. Asta era. Dar a rămas și îi place. A, da, sigur, da, da. Însă prietenii buni tot în România i-are. Și nu s-a căsătorit, dacă pot să întreb? Ba da. Deci aveți genere olandez. Încă un motiv în plus să vă placă țara. Da, sper să fie mândru care socru român, nu știu. Dar nu relația fac. Cum e, așa de prietenie, amiciție? Okay. Sigur. El are cu totul alte preocupări, lucrează în IT, în fine, are firme, e altă natură. Dar... poate pare ciudat să-ți placă Olanda, care vorba aia e plată ca un bărăgan. Da, e ciudat, e o preferință până la urmă. Da, însă mie mi-a plăcut totul, era splendid și, cum ziceți, cu flori, cu totul era pus la punct în cel mai mic detaliu. Și oamenii sunt extrem de toleranți. Aduceți suveniruri când veniți de acolo? Nu, mai puțin, nu. Am mai adus o vreme când... după cașcavaluri și după tot felul de porțelanuri și nu știu ce, dar nu, asta e... Dar mâncarea lor e bună? Da, sigur. Bine, nu au specific. Eu n-am mâncat ceva, sau dacă am mâncat, n-am fost impresionat. Cum ne tot lăudăm noi cu sarmalele și cu mititei și poveștile astea, care de fapt nici nu-s românești, dar în fine. Nu au așa ceva, însă mâncare bună, bere bună, da, e ok. Ce pot să zic? Dumneavoastră, ca medic, cardiolog, aveți, cum să spun, și obiceiuri mai nocive, anumite păcate culinare sau... Culinare... nu păcate neapărat, dar, într-adevăr, mănânc destul de balansat, nu cum propovăduiesc la pacienți cu fructe, cu legume și povești de astea. Adică vorba aia că să nu faci ce face popa, se aplică și la medici? Păi le și spun chestia asta, că să facă ce le spun să facă și să nu să uite în ciorba mea. Deci nu mănânc așa de sănătos cum ar trebui. Și nu m-am putut lăsa de fumat până una alta. Lucru foarte prost, sunt de acord cu el. Dar ați avut vreodată probleme cu inima? Nu. În afară de
banchetul de care vă povesteam când am cunoscut-o pe soția mea, n-am mai avut probleme de atunci. Nu, nu. În afară de faptul că m-a furat inima. Nu, nu, în rest nu. În rest nu, n-am vicii speciale, nu, dacă mai beau o bere sau... Dar e adevărat că se poate muri de inimă frântă, cum se spune? De supărare, cum ar veni? De inimă frântă. Păi se poate, sigur, să poate. Se frânge inima așa, la propriu. A, la propriu, nu, la figurat, da. Deci sunt situații de stres maxim în care, într-adevăr, poate să fie un stop cardiac. Aia se poate întâmpla. Cum poate ați auzit ciudățenii care nu le înțeleg nici în ziua de astăzi. Mă zice, naufragiu teribil în care 200 și ceva de supraviețuitori au albit toți în noaptea aia când au stat în mare. Cum Dumnezeu s-a schimbat pigmentul ăla în 12 ore și din păr bruneță tu să fii cărând. Șocul. Și jumătate dintre ei au făcut diabet. Deci un stres maxim poate să frângă și inima, cu siguranță. Da, se poate. Și tot ca o curiozitate, de ce atât de mulți tineri suferă infarctul? Da, n-am o explicație. Într-adevăr, vârsta de infarct a scăzut teribil. Teribil în ultimii ani. În ultimii zeci de ani, să zicem, mai nu, ultimii ani. Eu când eram student și eram tânăr medic, să spun, infarct făceau oameni de pe la 70 de ani încolo. Astăzi avem situații de astea și la 20 ceva de ani. Stresul ne devine. E greu de spus. Greu de spus, pentru că e un cumul de factori. Trec peste situații excepționale de droguri sau... Vorbesc de oamenii care duc o viață obișnuită, să spun. Însă este o mutație clară, comparativ cu decadele trecute. Puteți povesti și un caz care v-a impresionat în mod deosebit? Au multe cazuri, să spun, care... De asta merge spre ce spuneați dumneavoastră, spre chestia cu inima sau cu mintea. Adică sunt lucruri la care sigur că rezonez, nu sentimental, cum erau copii, să zicem. Și medicul mici. Plânge în fața suferinței? Am omis să vă spun ceva, am făcut 2 ani de pediatrie. Așa. La vremea mea se separa, adică facultatea se făcea generală și pediatrie. Și după anul 2, când am făcut primele gărzi și trebuiau făcute injecții la nou-născuți, a fost foarte impresionant de cazuistica pediatrică și mi-am dat seama că nu pot să fac așa ceva. Și m-am transferat la general. Deci, în general, copiii bolnavi m-au impresionat teribil. Și erau cazuri grave, cu meningite, în fine. Iar mai nou, în domeniul cardiologiei, situațiile de operații pe cord, de copilași cu boli congenitare grave, deci boli din naștere, sau cei la care trebuiau implantate stimulatoare cardiace la câteva luni sau un an și ceva. Lucruri care te impresionează. Care a fost vârsta cea mai fragedă la care ați consultat? Adică copilul cu vârsta cea mai fragedă pe care l-ați consultat? La noi, cu totul special ajung cazuri de copii. M-ați întrebat dacă m-am impresionat. Pentru că noi facem patologie adult. Da. Însă în cadrul chirurgiei cardiace există și o subsecție de chirurgie pediatrică pentru copilul foarte mic. Și asta e pentru bolile din naștere, care trebuie rezolvate cu cât mai repede, cu atât mai bine. În rest, sunt și situații care te impresionează la adulți, normal. Cum ar fi? Pe recent am avut un caz de femeie tânără de 20 ceva de ani, care era și însărcinată și care a fost adusă cu un infarct foarte sever. E o dramă, nu? Și a murit pe loc? N-a mai putut fi salvată? Până la urmă n-a putut fi salvat. Da. Chiar e o dramă. E ceva cutremurător. Oricum, orice moarte, vorba aia depinde în ce relație ești cu cel în necaz, dar să se curme vieți tinere. Vi s-a întâmplat să vedeți mulți oameni murind sub ochii dumneavoastră? Da, destui. Și persoane dragi în brațele dumneavoastră? Sigur, cei din familie, normal, părinții. Dar fără să fiu înțeles greșit,
dacă ai viziunea asupra vieții cât de cât rațională, îți dai seama că părinții, la un moment dat, pleacă de lângă tine, prin prisma biologică, nu? Deci dacă îți moare un părinte la 75, 80 și 90 de ani, nu zic că e... E dureros, dar e relativ firesc, nu? Dar să vezi copilași care pierd la vârstă tânără sau tineri, cum vă spuneam, asta te impresionează. Dumneavoastră, ce frici sau temeri aveți? Frica de moarte o aveți? Nu mă simt foarte confortabil când mă gândesc că se termină toată povestea asta, de care, bine zicea soția, că dacă nu ești credincios, nici nu știi de unde vii și nici nu știi unde te duci. Și soția e credincioasă dumneavoastră? N-am întrebat-o în mod direct, așa. Nu știu să mă dau un răspuns și cred că nici nu ar fi cazul. Eu personal nu prea le-am, să zic așa, pe astea. O să mă întreb când ați fost ultima dată la o biserică. Mă duc la biserici, dar pe post de turist. Nu ca să mă rog. Dacă mă rog și dacă îmi spun ceva, nu trebuie să mă duc la biserică pentru asta. Pot să o fac. Dar ce i-a spune lui Dumnezeu dacă l-ați întâlnit, având în vedere suferința pe care ați văzut-o de-a lungul vieții? Păi l-aș ruga să fie mai îngăduitor și să nu mai se curme vieți tinere și nevinovate, cum ar veni. Când vezi și foamea care există în lumea asta, la copii, nu? Și noi aruncăm o treime de mâncare. Greu de făcut dreptate în lumea asta. Cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră, așa de dimineața până seara? Dimineața, cafeluța, plecatul la clinică, activitatea de la clinică. Eu am rămas cu jumătate de normă la institut, pentru că de la UMF te pensionează la 65 de ani și am rămas pe linie de spital ca medic primar. Și după masa la cabinet. Din 5 zile, 4 zile sunt ocupate cu cabinetul după masa. În rest, televizor, Dragnea, PSD, povești de-astea cu care ne otrăvim zilele, da. Dar cum vă bine dispuneți? Cum vă relaxați? Așa, când mă întâlnesc cu prietenii de care vă pomeneam, mai stăm la o șuietă, dar evoluția asta ultimilor 30 de ani... Dar să nu spuneți că și glumele între prieteni sunt politice. Nu, glumele nu mai au has ca pe vremea lui Ceaușescu, nu știu, nu mai ține figura cu glume politice. Însă, cei 30 de ani care au trecut de la, așa zisă, revoluție, au separat mulți prieteni, să știți, prin opțiuni politice. Există mult patos în chestia asta, din păcate, zic eu. După un anumit nivel, ca medic, devii imun la suferință? Nu pot să spun așa ceva. Însă te stăpânești și controlezi situația, cum a zis Vlad, să gestionezi stresul, cum ar veni. Eu țin minte de nopțile primii ani când făceam gărzi. Păi aveam niște emoții de să nebunesc. Și după aia mi-am dat seama de unde vine emoția, că de fapt emoția prin faptul că nu ești sigur pe tine, adică cum să nu greșești cumva. Totuși, un medic tânăr n-are experiența unuia care au trecut 30 de ani de medicină peste el. Deci, în momentul în care desii suficiente cunoștințe și ai suficientă experiență, situațiile devin mult mai puțin stresante din punctul ăsta de vedere, pentru că controlezi situația și știi până unde se poate face și știi că de aici încolo nu există nicio șansă. Deci nu sunt niște regrete stupide. Dacă ați fi mâine, de mâine, ministrul sănătății, ce ați face? Hai de bine, păi ne mai trebuie o misiune. Așa pe scurt, într-o propoziție, două. E foarte complicat. În primul rând aș separa asistența asta medicală de, așa cum e acum, o struțocămilă guvernamentală. Deci Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar trebui să fie independentă, așa cum e peste tot în lume. Și medicina, cum o practicăm noi acum, în relație cu casa, să fie privată, nu de stat. Cum adică de stat? Asta ar fi o chestiune. A doua ar fi să se termine odată cu populismul ăsta, cu
compensarea 100% la medicamente, care a fost o greșeală politică și pe care nu vrea să o îndrepte nimeni. Și configurarea unui pachet minim de asistență medicală. Eu am fost și prin comisii la minister și președinte la un moment dat la Comisia de Cardiologie a Ministerului. Nu au ținut cont niciodată de nimic. Guvernanții. De ce am propus să ia în chestii? Nu. Deci nu se poate face așa. Deci... Ați vizat condițiile din spitale, aparatura? Bineînțeles, sigur. Inclusiv aparatura și lucrurile astea. Ești, stai la mâna unor politice ca să-ți doteze spitalul. Pentru că nu ai bani să cumperi. Pentru că nu e o medicină, cum să zic eu, profitabilă. Ar trebui ca actele medicale pe care le faci să fie achitate de casă cu un surplus, cu beneficiu, nu? Din care să-ți cumperi tu aparatura de care ai nevoie. Sunt foarte multe aspecte. Într-o caz, e vraiște. Din păcate. Din păcate. Iar chestia asta cu statul și cu privatul, iar e o aiurea lăcând casă. E medicul de familie. Îi zice că e oarecum de stat sau... Cum se vede de stat? E un medic care are activitate privată pe pacient și plătit de casa de asigurări. Din păcate, timpul a zburat foarte repede. Vă spun o altă emisiune. Am o ultimă întrebare. Care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat despre inimă de-a lungul carierei? Așa și la propriu l-a figurat. Inima, cardiologic vorbind, n-are nimic cu sufletul. Cum credeau antici. Care credeau că sufletul este localizat în inimă. Nici vorba. Sufletul localizat în altă parte, în creier cel puțin sigur, dar nu în inimă. Inima e un organ. Și ce ați descoperit cel mai important lucru? Ce vă fascinează cel mai mult? E ca un detaliu, mă rog, medical. Inima are ritmul ei, pe care și-l generează singură. Nimeni nu știe cum. Unii zic că numărul de bătăi cardiace e un număr finit pentru fiecare persoană. La cei la care bate inima mai rar, trăiesc mai mult. E o discuție și pe tema asta. Mulțumim și vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.